Mihai bine v-am găsit la această penultimă lansare a editurii Humanitas. Va urma în volumul Botanic din Sievici. Deocamdată ne ocupăm însă de volumul Bucureștiul meu, în care scriu oameni care sunt din București sau oameni care au venit în București și care s-au adaptat mai bine sau mai rău, mai mult sau mai puțin. Sunt oameni din mai multe zone, din mai multe profesii, care însă au descoperit povești și nevoia de a-și reevalua orașul, de a-și reevalua percepțiile cu privire la acest oraș. Pe unii dintre ei i-ați întâlnit și în alte volume, hai să zicem polifonice, volume scrise la mai multe mâini sau claviaturi și sunt aici oameni care au participat la asemenea volume. Îmi face plăcere să vi prezint pe Ioana Pârvulescu, pe Gabriela Tabacu, ordonatorul nostru în acest volum, omul care a venit cu ideea, omul care ne-a pus la treabă, omul care ne-a convins de noblețea acestui demers și doamna Tatiana Niculescu-Bran. Ar mai fi pe aici, prin târg, răspândiți tot felul de oameni care, din modestie sau din imposibilitatea de a practica ubicuitatea, ea fiind privilegiu zeilor, nu pot fi prezenți. Sunt oameni care au o lansare chiar în acest moment. Oricum însă, chiar și în distribuția asta, vedem împreună cum s-a compus și s-a recompus orașul în care trăim. Cum au arătat soluțiile lui, care este farmecul lui, care este poezia lui, cum îl percepem astăzi, după intervenții chirurgicale, fără anestezic, după barbarii, după demersuri cabotine, după amputări, după regăsiri, cum îi mai putem gusta parfumul, cum mai putem exploata fructele cuvântului Mahala, care este poezia acestui oraș care totuși există, în ce fel tururile turistice cu autobuze cu etaj și descoperite ocolesc exact zonele interesante din București, cu premeditare parcă, sunt foarte multe lucruri spuse pe tonuri care pendulează între tandru și trist, între vesel și elegiac. Găsiți o paletă întreagă, trebuie doar să deschideți această carte. Cred că politicos din partea mea ar fi să aștept să mi se dea cuvântul la un moment dat, dacă voi mai avea ceva de spus, deși am dubii, și să o rog pe doamna Gabriela Tabacu să vă spună lucruri despre felul în care a copt această carte. Vă rog. Mulțumesc! Bună ziua! Bucur că sunteți aici alături de noi. Despre carte sunt multe de spus. Eu sunt foarte fericită că mă aflu în această companie cu totul specială, pentru că asta vrea să spună că rolul meu va fi mai mic. Eu sunt arhitect. Sunt profesor la Universitatea de Arhitectură și Urbanism Neomincu, așa încât sunt puțin din afara profesiei. Despre cartea asta mă gândesc că ce aș putea să vă spun eu și poate că ar fi oarecum altfel, ar fi acele lucruri care transcend nivelul de literatură beletristică despre care cei din jurul meu ar putea vorbi mai mult. Adică ce aș vrea să vă spun este că acest volum, despre care ați aflat deja că este compus de 19 autori, dintre care nu toți sunt scriitori, mulți dintre ei însă sunt absolut celebri, câțiva debutanți, iar unul este chiar debutant absolut. Această carte are o misiune mai specială din punctul meu de vedere. Am să vă spun cum arată ea. Autorii ei, cu toții, vorbesc despre experiențe ale lor în legătură cu orașul. Vorbesc despre lucruri care, pe care le-au trăit. Fie că le-au trăit cândva în timpul vieții lor, fie că le-au trăit mai aproape de momentul prezent, fie că le-au trăit într-o zonă care aș putea să spun că aparține imaginarului poetic. Sunt niște experiențe ale lor care îi îndreptățesc să participe la volumul nostru colectiv și să sper că îi fac să fie pentru dumneavoastră niște modele de înțelegere. Totuși, din logica povestirii, din această carte, ies două texte și ele sunt foarte importante. Primul din ele este și textul cu care se deschide această carte, îi aparține arhitectului Șerban Carcacuzino, arhitect român, de origine română, care lucrează, trăiește și lucrează în Marea Britanie și care a adus aici, cum se aude? Ne-a oferit un text care nu este o poveste, este un eseu. Și este un eseu despre istoria
de mai mult de 5 secole și jumătate a orașului București. Un eseu foarte bine structurat și foarte bine documentat, pe care l-am așezat la începutul cărții pentru că am încercat să furnizăm cititorului un bagaj de cunoștințe cu care să aibă posibilitatea să înțeleagă care sunt resorturile de existență și de evoluție ale orașului nostru. Este, din punctul meu de vedere, un, să zic așa, must know pentru orice intelectual și cu atât mai mult pentru orice iubitor de oraș. Un alt text nepoveste este cel care îi aparține lui Horia Roman Patapievici. El a fost așezat de noi la început, în prolog, din niște motive foarte clare. E un text extrem de puternic și extrem de elocvent și în același timp este un text foarte dur. Pentru că el este un rechizitoriu al tuturor indolențelor și neputințelor noastre de citadin grăbiți, al tuturor lucrurilor care fac ca Bucureștiul să arate așa. Este, de fapt, un strigăt al spiritului orașului care moare sub ochii noștri din cauza neiubirii și a neatenției noastre. Aceste două texte sunt cele care alcătuiesc fundația pe care se construiește edificiul povestirilor noastre. Acelor altor texte care sunt niște povestiri. Pe această fundație specială, sau mai bine zis, pornind de la aceste două texte, putem să distingem niște direcții de înțelegere ale cărții. Cum spuneam, altele decât cele care sunt pur literare și beletristice. Pentru că dacă ne gândim la memoria orașului, dacă ne gândim la istoria orașului, ne gândim neapărat și la memoria lui. Și trebuie să încercăm să ne gândim astfel încât să putem să ne dăm seama că avem de vorbit despre toate obiectele de arhitectură, despre toate locurile, despre toate contextele, despre toate imaginile care au dispărut în timpul generației noastre. Pentru că, de fapt, volumul se referă la un București al ultimei sute de ani. Că avem datoria să recuperăm aceste lucruri pierdute pentru totdeauna, că trebuie să le așezăm undeva într-un spațiu al neuitării, dintr-un motiv foarte simplu. Și anume acela că trebuie să știm de unde venim, noi și cei care urmează după noi, să știm care ne sunt rădăcinile, să ne putem orienta în lume și în viață, să ne putem conserva identitatea. Și știm că, în cele din urmă, identitatea este o chestiune de repere ale memoriei. Pe de altă parte, sigur, acum veți spune, dar asta se întâmplă tot timpul. Sunt orașe care au fost, toate orașele lumii au fost masacrate, au suferit dezastre, au căzut în ruină și este adevărat că se întâmplă asta. Din păcate, însă, disputim să fim Bucureștiul campioni la acest capitol al distrugerilor și masacrelor patrimoniului de arhitectură și patrimoniului artistic. De asta, gestul nostru trebuie să aibă undeva neapărat mereu acest reper. Vorbind despre celălalt text important, care are un rol în cartea noastră, și în conștiința cititorului, textul lui Horia Roman Patapievici, trebuie să vă spun că el are menirea, și asta veți vedea imediat dacă veți avea puterea să-l citiți, să pună în chestiune relația noastră cu orașul. Relația locuitorului cu orașul lui, o relație care este absolut inconturnabilă. Noi nu putem să scăpăm din capcana orașului decât dacă ne pregătim să fugim în urs. Noi suntem prinși aici. Și de asta e important, e esențial să înțelegem că putem să, că trebuie și că putem să îmbunătățim această relație pentru binele tuturor părților implicate. Vreau să spun, deci, că încerc să spun că vreau să prilejuiesc, vrem să prilejuim cu această carte o meditație a dumneavoastră legată tocmai de raporturile pe care le avem
cu spațiul în care locuim, cu orașul nostru, cu această ființă stranie, pentru că orașul este un organism viu. El trăiește. Trăiește cu noi în burta lui. Noi existăm în burta lui și creștem în burta lui și ne ducem viețile aici, iar orașul întoarce către noi întotdeauna ceea ce am izbutit să-i dăm cândva. Nu vom primi mai mult decât dăm. Iar aceasta este lecția fundamentală pe care nu e niciodată prea târziu să o învățăm, dar care nu se pare că ne scapă. Ne scapă pentru că ne uităm în jur și vedem că dispar în continuare lucruri, că dispar monumente, că orașul e din ce în ce mai delabrat împrejurul nostru și asta, până la urmă, să știți că nu este neapărat o chestiune de, sau nu întotdeauna, este o chestiune de ticăloșie sau de reavoință, ci de multe ori este pur și simplu un lucru care ține de o crasă lipsă de cultură și de civilizație. Astea sunt lucrurile pe care aș vrea să le transmită cartea noastră, dincolo de faptul că este o culegere de amintiri care poate să pară ceva absolut romantic. Nu, ea este dincolo de asta. Și dacă îmi permiteți, aș spera să nu cad într-o blasfemie sau într-un patetism ieftin. Aș vrea să vă spun un ultim gând. Și anume că am stat și m-am gândit la asta multă vreme. Dacă cumva decalogul ar fi apărut în lume cândva mai aproape de modernitate, când orașele au început să arate așa cum arate astăzi, probabil că la porunca a cincea, pe care dumneavoastră cred că o știți și care spune că trebuie să ne iubim și să ne onorăm părinții dacă vrem să trăim mult și bine în această lume, probabil că s-ar fi adăugat acolo un codicil, nu e termenul potrivit, în care mi s-ar fi spus că trebuie să ne iubim și să ne onorăm orașul în care trăim dacă vrem să existăm mult și bine în această lume. Cred că trebuie să mă opresc pentru că deja mi-am depășit cota de timp, dar sper să am posibilitatea să revin la sfârșit ca să mulțumesc tuturor care, celor care au ajutat acestui volum să fie. Mulțumim doamnei Gabriela Tabacu. O rog imediat pe Ioana Pârgulescu, brașoveancă, să ne spună cum e cu București. Înainte de asta, un singur lucru. Acum 15 ani, dacă luam taxiul, eram într-o situație foarte delicată. Mă întreba taximetristul, unde vă duc? În Ozana. Ozana suna frumos. Așa, unde anume în Ozana? Trapezului cu prevederii. De asta am vrut să scriu. Ioana Pârgulescu. Mulțumesc, Radu. Astăzi dimineață, gândindu-mă la titlul acestui volum, care e un titlu foarte frumos, Bucureștiul meu, și uitați-vă cum este scris, Bucureștiul e scris cu majuscule, dar meu este scris ca la scrisul de mână, arătând că este un lucru subiectiv. M-am gândit că există atâtea Bucureștiuri câți locuitori are acest oraș. Neștiind însă câți locuitori are Bucureștiul după ultimele sondaje, m-am uitat pe internet ce scrie la București. Vă asigur că este o experiență foarte bună să citești de pe internet ce scrie la București. Populația este de 1.883.425 după recensământul din 2011, deci de acum 5 ani. Mai nou nu au găsit cu cale să spună. Avem așadar aproape 2 milioane de viziuni legate de București, dintre care numai 19 în această carte. Ce m-a interesat și mai tare când am citit pe internet ce scrie la București și întotdeauna aș vrea să aflu cine sunt cei care fac aceste lucruri, sunt personalitățile Bucureștiului. Vi le spun aproape pe toate cele care sunt trecute pe internet. Nicolae Bălcescu, Petre Ispirescu, Alexandru Macedonski, Constantin Notara, din familia Brătianu, doar Vintilă Ice Brătianu, Iulia Hașdeu, Mircea Vulcănescu, Elvira Godeanu, Arghezii, Edgar Papu,
Steinhardt, Giga Petrescu, Gabriel Popescu, Valerin, Ilie Năstase, Corneliu Vadim Tudor, Adrian Năstase, Mircea Joana și Maia Morgenstern. Dintre cei prezenți în acest volum, totuși doi au scăpat la personalitățile Bucureștiului, și anume Neacu Juvara și Andrei Pleșu. Sunt singurii care sunt pomeniți. Niciun cuvânt despre vreun primar al Bucureștiului, despre Pache Protopopescu, căruia București îi datorează atât de mult, despre și care e născut în București, deci nu pot să spun că acesta e criteriu, despre Dimitrie Dem Dobrescu, despre ce știu eu, exarhul, cel căruia îi datorăm Ateneul și așa mai departe. Nimic, nimic de acest fel. Cartea aceasta, într-un fel, se opune, este o contraparte, este partea cealaltă a lucrurilor, pentru că aici vedem un București autentic, un București care este al meu și nu al lor, îmi vine să spun, mai ales că astăzi avem alegeri și nu vreau să mă gândesc cine va spune Bucureștiul meu de acum încolo. Deci, este cu adevărat Bucureștiul meu. Am să vă citez titlurile acestor proze, rugându-vă să vă gândiți singuri cui ar putea aparține, pentru că cele mai multe sunt destul de explicit legate de cei care le-au scris. Deci, două orașe distincte, Bucureștii crochiu de oraș, strada Plucerului, acolo și atunci a fost paradisul, foarte frumos acest titlu, o să vedeți singur cui aparține, o plimbare prin Cotroceni, scrisoare pentru Pindri, Monții și Ali, o zi perfectă pentru Ateneu, tot am vorbit de Ateneu, mulțumesc, da, ca la pian, da. Bucureștiul dintr-un album al anilor 50-60, Străzile mele, La noi în Mahala, Bucureștiul neiubit, vă spun, îi aparține lui Andrei Pleșu, Mi-am lăsat pașii să aleagă drumul, Cioburi de mozaic, asta s-ar fi potrivit și la textul meu, m-am și gândit, Palimpsest, care dă titlul unui capitol întreg, este aici autoarea, Aiurea în tramvai, nu e a lui Dance Mihailescu, cum ați putea crede. În schimb, al lui este Să te bucurești în mintea copiilor, transformarea unui substantiv într-un verb. Amintiri din anii 20, impresii din anii 90 și, iarăși ceva ce puteți ghici, Istoria face trotuarul pe străzi, aparține celui care a lansat ieri cartea Cum gândesc politicienii, care se află aici lângă mine. Așadar, v-am citat aceste titluri doar ca să vă atrag. Am să pomenesc numai de trei dintre autori și nu îi aleg, adică să nu se supere ceilalți. Îi aleg din motive de vârstă, o aleg pe cea mai tânără și pe cel mai bătrân dintre participanții la acest volum și apoi voi cita ceva din textul lui Dance Mihailescu, care cred că mi-a plăcut cel mai mult din ce am apucat să citesc până acum, pentru că el este întotdeauna nedreptățit, lansând cărțile la care participă, nu apucă să fie citat niciodată și cred că merită această compensație. Cea mai tânără participantă la volum, cred, dacă nu mă înșel, o să-mi spună Gabi dacă mă înșel, este, cred, Ioana Nicolae, care are un text foarte proaspăt despre vizita ei la București și la Ateneu și care mi-a amintit și mie, noi provincialii, când veneam la București, treceam cam prin aceleași spații și o vizită la București când ești pionier, ca pionier veneam cu
așa cu un autocar, are totdeauna tot felul de aventuri și tot felul de impresii foarte departe de ceea ce înseamnă până la urmă un oraș în viața ta. În paranteză fie spus, bunica mea și-ar fi dorit să rămână în București în tinerețea ei, dar apoi a plecat la Brașov și toată viața a binecuvântat această alegere că a rămas la Brașov și că n-a rămas la București. În schimb, visul ei de tinerețe de a rămâne în București l-am îndeplinit eu. Iar eu trebuie să recunosc că m-am simțit de la început bine în acest oraș și în poveștile lui mai ales, și deci am ales această variantă a rămânerii în București și o binecuvântez, la fel cum binecuvânta ea alegerea contrară. Al textul celui mai bătrân, om, pot să spun, cred, în cazul lui, deși e veșnic tânăr, este al lui Neagu Giuvara, care va împlini anul acesta 100 de ani, în august, 31 august, să nu uitați să-l felicitați, și care are probabil dintre noi toți documentele cele mai vechi care atestă vechimea lui în acest loc, și anume din partea tatălui are documente care sunt de la începutul secolului al XIX-lea, pe linie paternă, iar pe linie maternă din secolul al XVII-lea are documente care atestă faptul că e bucureștean jet de jet. Textul lui e cu marca Neagu Giuvara, absolut uman și savuros și proaspăt. În fine, Dan Ce are un text care merge, ca să spun așa, contra curentului. El începe cu un evantai enorm, un fluviu de motive care ar putea fi motive să urăști București. De fapt, foarte mulți oameni pendulează între ură și iubire când vine vorba de București și mereu citesc versurile lui Ștefan Baciu, cât te urăsc orașul meu iubit. Sau poți să spui și invers, cât te iubesc orașul meu urât, în sensul concret al cuvântului. Și dintre acestea vă citesc câteva numai, pentru că sunt multe. Deci, el face un exercițiu masochist prin care spune ce motive ar avea să nu iubească Bucureștiul. Oraș fără proiect de sine, care se laudă cu aproape 6 veacuri de existență, dar nu are nicio casă mai veche de 2 secole. Oraș predispus la cutremure și deci menit clădirile cu cel mult 2 etaje, dar care are parte în zilele noastre de arhitecți decidenți la nivel municipal, alterați megalomanic de morbul Dubaiului, ori invidiind zona pariziană La Défense, pe care însă nu vor să o construiască dincolo de centură, ci ar înfige-o în Piața Victoriei, de nu chiar în locul centrului istoric, aliați cu dezvoltatorii imobiliari, pentru care bucureștii sunt o dantură iremediabil compromisă și care așteaptă cu sufletul la gură The Big One cu tremurul de 9 grade ca să-și poată în sfârșit permite devastatoarele visuri de mărire. Oraș cu grădinile decimate și parcuri tot mai gândite de nesațiul asasin al elitelor de pradă, cu zone verzi pe cap de locuitor de 11 ori mai mici decât normele europene, desfigurat pe vecie de ceaușism și peticit ca anteriul lui Arvinte în post-comunism. Oraș cu infrastructură precară, bortelii des mățat și devastat sistematic de pe cinginea regiilor autonome, mie îmi spui, complice într-o veselă criminală improvizație din cât mai programat inutilă, dintr atât mai cheltuitoare. Un oraș care, utopie, ar trebui evacuat și închis vreo 10 ani pentru a-l decoperta și a înlocui complet rețelele de comunicații, canalizare, zăvărie, cablare, transport, semaforizare.
Pe scurt, vechiul oraș al plăcerilor, cu jurului ingenios și contrastelor palpitante, a ajuns un oraș al aiurelii arhitectonice, disgrațios, isteric, agresiv, cu tot mai multe zone riscante, inavoabile, indezirabile. Și exact ca într-un celebru sonet de Shakespeare, în care sunt înșirate motivele pentru care n-ar trebui ca autorul să o iubească pe muza vieții lui și îi vede toate defectele, se produce o întorsătură, ca la acel sonet în final, prin care Dan își manifestă, de fapt, iubirea care e cu atât mai adevărată cu cât îi vede defectele orașului, iubirea pentru acest oraș. Tot volumul este, în fond, o asemenea declarație de iubire. Nu rămâne decât să o felicit pe Gabriela Tabacu pentru că a avut și inițiativa și și dorința de a duce rapid până la capăt acest volum. Știu că nu e ușor să faci volume colective. Aș vrea să o pomenesc neapărat pe Iustina Croitoru, care i-a stat alături și a ajutat-o pas cu pas editorial, redacțional, cum vreți, și asta este o meserie grea și cere multă dedicație și sacrificiu. Și mă grăbesc să-i dau microfonul maestrului de ceremonie. Iar eu, fără niciun fel de protocol, îl dau doamna Tatiana Niculescu-Brana. Rapid, atunci, două povești scurte, una despre privire și una despre drum, care au legătură cu Bucureștiul. Cea despre privire întâi. Am niște prieteni vechi, neromâni, care au trăit mulți, mulți ani la Paris, la Barcelona și la Londra. Acum 10 ani s-au instalat la București și de atunci nu mai pleacă. Și explicația pe care mi-au dat-o a fost următoarea. Dom'le, am fost la New York, am trăit la Barcelona, am trăit la Paris, am trăit la Londra, totul te potopește. Totul te copleșește, îți cade în cap arhitectura, îți cad regulile în cap, totul te sugrumă. E, la București ne simțim liberi, nimic nu te obligă la nimic. Poți să visezi, poți să descoperi, poți să inventezi, poți să-ți închipui orașul ăsta, dacă nu cumva îți place așa cum e. Ei sunt îndrăgostiți de București. A doua poveste la care m-am gândit scriind în acest volum colectiv se referă la strada ca drum. Cu mulți ani în urmă l-am cunoscut pe Rafael Noica, fiul filozofului, până să se întoarcă în România și să se stabilească în România, și mi-a spus atunci, într-un context așa mai mult duhovnicesc, ca să zic așa, că dintotdeauna, din copilărie, i-a plăcut drumul, i-a plăcut să călătorească. Niciodată îl terifia gândul că s-ar putea să și ajungă la destinație. Destinația totdeauna era ceva de frică sau era ceva care încheia toată fascinația drumului. Și eu m-am gândit atunci, sigur, e vreo pildă care vrea să îmi spună, de fapt, sigur, nu-i așa, că scopul contează, dar contează și felul în care ajungi la un anume scop. Dar acum, scriind despre niște străzi din București pe care am locuit, mi-am dat seama că o stradă e o cale. E o cale spre noi înșine și că de cele mai multe ori mergem pe stradă fără să vedem strada, pentru că suntem în capul nostru cu gândurile noastre, cu preocupările noastre și nu știm nici pe lângă ce am trecut sau credem că știm atât de bine strada, încât o parcurgem automat și nu mai descoperim nimic. E combinația asta dintre calea lui Rafael Noica și privirea prietenilor mei neromâni asupra Bucureștiului, mie îmi dă o grămadă de speranțe și m-am îndrăgostit din nou de București, scriind despre București. Mulțumesc!
Mulțumesc și eu. Cred că unii autori au încercat să se și împace într-un fel cu orașul ăsta, pentru că avem reflexul de a compara. Este o chestie care ne intră în sânge de mici. Ciocolata e mai bună decât cealaltă. X scrie mai bine decât Y. Se cheamă Santa Maria de la Fiore, cea mai mare biserică din Florența. La noi, cea mai cunoscută biserică din Pantelimon este Capra. Mult mai prost. E mult mai sus Florența. Întâmplător e, dar nu din cauza asta. Cred că așa am făcut și eu. Da, de Catedrala Mântuirii nu vreau să vorbesc, că sunt doamne de față și n-aș vrea să audă termeni necuvincioși. Există acest reflex al autodiminutivării, de al diminutivării orașului în care trăiești și al propulsării sus de tot a orașelor pe care le vizitezi, uitând mulți dintre noi că acolo suntem turiști, acolo suntem vânători de plăceri, de tezaure, de plimbări, de rețete, de experiență, pe când aici suntem trăitori. Și că orașul în care trăim merită altceva, și altceva decât reproșuri, imputări, nazuri și așa mai departe. Și cred că în, oarecum în logica asta scrie și Dance Mihelescu când arată toate motivele pentru care orașul ăsta trebuie bombănit, după care vine și spune că de fapt suntem datori să iubim. El ne îngăduie pe lume, trebuie să ne îngăduim și noi. Dance Mihelescu. Mulțumesc foarte mult, am să trec aici, pentru că acolo zice că se face efect de microfon. Bine l-am regăsit. Imaginea mea despre echipa acestor aproape 20 de oameni care compun volumul este aceea a unui smurt scriitoricesc, o echipă de smurt terapeutic sau de ISU idealist, Inspectoratul Situațiilor de Urgență. Cineva a spus foarte bine că toate volumele din seria aceasta de volume colective sunt un fel de cărți masu, un fel de oameni care se pun și se roagă în comun. Dar de această dată, mai mult chiar decât la cel mai bun volum, după mine, din serie Casele Vieților Noastre, coordonat tot de doamna Tavacu, de această dată, volumul acesta chiar este un maslu sau 19 încercări de respirație gură la gură pentru acest oraș, care este un mort viu sau un viu mort sau oricum. Toată cartea este cuprinsă de o sfântă exasperare. Toată lumea, că spun precum Cărtărescu sau Neagu Șuciuvara de iubim în gură, la mur, en, iubim urând acest oraș, sau că fac acest exercițiu de terapie negativă din care am să-mi permit să citez. Acum toată lumea încearcă să transfere energie pozitivă dinăuntru nostru în această capitală, oraș neiubit, oraș pe care nu încetez să spun, în 1935, Colmoran îl recomanda întregii Europe, veniți la București să facem o cură de nepăsare. Nepăsare este termen ambivalent și în sensul că ești liber să faci orice, ceea ce este haos, anarhie, jale, dar că și este un loc al uzurului, al plăcerii, turco, levantino, italo, etc. Acum, ce apreciez eu cel mai mult în tot acest volum, pentru că nimeni nu a știut când își scria textul de ansamblu, numai doamna Tabacu, citindu-l, la urmă mi-am dat seama că este un lucru foarte bun. Are exact calea de mijloc, are exact concordia discurs pe care o cere Andrei Pleșu de an și an și. Pentru că, în deopște, sper că știți, toată literatura sau toate reportajele despre toate orașele mari ale lumii, că sunt Leningrad, Moscova, Lisabona, Buenos Aires, Barcelona, Londra, Paris, Viena, Berlin, etc., merg pe două căi. Ori e perspectivă de stânga, ori e perspectivă de dreapta. Perspectiva de stânga este realist, mizofilă și critică societatea burgheză, pentru că burghezia a creat burgurile, orașul. Cei de dreapta sunt idealiști, paseiști, calofili. Și la noi în țară, dacă luați linia F. Brunea Fox, Adrian Majuru, este linia reportajului de stânga, de la Bluze Albastre, reporter Alexandru Sahia și toți ceilalți, care văd cu precădere promiscuitatea, orașul desfundat, noroaiele, vipia, praful, mahalalele, bordelurile, toată dantura știlba orașului, pentru că exploatatorii, liberalii și conservatorii sunt ca vampirii sângele poporului. De cealaltă parte, pe linia de la Mișu Văcărescu, Iulis de Marsiac, Frederic
Zamei, Paul Moran, până la Neagu Giuvara, Mircea Cărtărescu, Ioana Pârbulescu și alții, vedem, este un wishful thinking extraordinar. Teleportăm orașul secolului Carol I, dans les années folles, este o fantasmare superbă. E, volumul ăsta are ambele ipostaze, se pune și răul în față, vă dați seama, cu ochiul pe care îl are Andrei Pleșu, care este între cele două sintagme din Caragiale. Țară e asta, mă? Și cealaltă, uite ce drăguț sunt. Deci când se apucă Pleșu să vadă în Acva Forte, broigherian și goiesc și boșesc Bucureștiul, e neorocire. E, are 3 sau 4 pagini care descrie orașul în care, mă înțelegi, nu pot pentru ca să spun în ce termen. Închei acum rapid, pentru că Ioana a avut bună voința să citeze din mine și vreau să citesc din ce am adus eu de acasă, fără să stau de vorbă cu doamna Tabacu. Am adus, într-adevăr, cel mai crâncen text de aici și care vă rog să mă credeți, sună, dacă ați văzut filmele alea îngrozitoare, când chirurgul pune pe viu fierul înroșit pe o crană gangrenată. Ei bine, aș vrea să auziți acest text închipuindu-vă în nări mirosul de sulf, de pucioasă, de carne încinsă. Este într-adevăr textul lui Horia Roman Patapievici, care devine personaj, devine la modul imprecațiilor și a ieremiadelor din Biblie, se îmbracă în București, ne vorbește nou. Ce n-ați putut păstra datorită furiei iraționale a naturii, ați cedat fără remușcare furiei iraționale a stăpânilor de moment, apropo de primar. N-ați apărat niciun monument, n-ați protejat nicio operă de artă, n-ați ocrotit nicio biserică, nu v-a impresionat nicio casă dărâmată, nicio bibliotecă distrusă, niciun cartier ras. Sunt martorul căderilor voastre, sunt spiritul orașului pe care l-ați asasinat. Am asistat la distrugerea așezămintelor Brânco-Drevenești, am văzut cum a spus la pământ Sfânta Vile, cum ați dat morții albastrele frești ale mănăstirii Băcărești, cum i-ați despicat clopotnița și i-ați topit lingile, să nu mai poată niciodată răsuna, violată mai întâi ca pușcărie, murdărită apoi definitiv ca moloz. Am asistat la ridicarea monstruoasei clădirea poporului pe ruinele caselor, străzilor, grădinilor și mobilelor de la Uranus, pe care v-ați făcut acum parlament. Am fost martorul murdăririi și pângăririi. Prostiei sunt acum martor. Sunt martorul vostru rău la ceasul judecății de apoi. Sunt spiritul orașului pe care l-ați distrus, sunt martorul lașităților voastre. Rămân lângă voi peste veac să depun mărturie, și acum vine fraza extraordinară, Cioran putea fi invidios pe ea, că v-ați comportat ca niște pleșcari ai Apocalipsei, ca niște chibiți ai propriului infern. Cine n-a votat până acum, să voteze măcar până de seară la orele 9. Mulțumesc! Mulțumim, Dance Mihelescu. Sunt 10 ani de când tot, cred că la una din primele, dacă nu prima ediție care s-a numit Bookfest, Traian Ungureanu a lansat volumul Tehnica neputinței la România. Are acolo un text care se cheamă Uranus, loc de pomenire. Apropo de ce a spus Dance Mihelescu, dacă găsiți volumul, citiți, vă rog, acest text în conjuncție cu volumul pe care îl prezentăm noi acum. Uranus, loc de pomenire. Mulțumesc! Vă rog să-mi îngăduiți și asta, mai am de mulțumit tuturor celor care au făcut ca acest volum să apară pe lume, foarte repede admite. Sigur că am să încep cu editura Humanitas, care prin reprezentanții de vârf, dumneavoastră știți foarte bine, cred, au acceptat proiectul meu și au dat drumul mecanismelor de producere a acestei cărți. Vreau să mulțumesc autorilor, celor 18 autori, care și-au asumat cu mult curaj intrarea în această aventură. Întotdeauna o carte de felul ăsta este o aventură. Vreau să mulțumesc celor care mi-au dat fotografii pentru carte. E foarte greu în ziua de astăzi să găsești fotografii, mai ales fotografii vechi cu Bucureștiul, la care să ai și drepturi de autor. Arhivele Naționale, Muzeul Național de Istoria României, dar și fotografi
cum sunt Ștefania Nicolescu, Radu Sandovici, Emanuel Dânjală, au fost printre aceștia. Ei ne-au dat posibilitatea să avem chipuri pentru locurile despre care povestim, din când în când. Aș vrea să mulțumesc de asemenea corpului tehnic care a produs fizic cartea. Angelei Rotaru pentru coperta foarte frumoasă și filigranată pe care o vedeți. Celor care au făcut layout-ul și corectura. Să-i mulțumesc în mod special și eu, Iustinei Croitoru, redactorul cărții, pentru că ea s-a dovedit nu numai un profesionist de excepție, ci și un om cu totul deosebit. A izbutit dincolo de faptul că a ținut în mână toate ințele acestei cărți pe care le-a pregătit cu multă pricepere, a izbutit să rămână senină, să aibă o infinită răbdare cu noi cei care am avut răbdări și răzgândiri și idei și chiar și reproșuri la un moment dat. În toată această poveste vreau să vă asigur că capitanul Liceanu a deținut tot timpul controlul absolut, să nu vă îndoiți de asta. A luat decizii fundamentale, a ales coperta, a umblat la fotografii, s-a implicat foarte mult, iar eu îi mulțumesc enorm pentru asta, pentru că a păstrat cartea pe calea cea bună. Mai mult decât atât, îi mulțumesc în mod special și pentru că a avut încredere în proiectul acesta și pentru că mi-a dat șansa să mai vorbesc o dată despre Case și oameni. E, într-adevăr, e al doilea volum colectiv de care m-am ocupat și a cincea carte pe care o semnez la Humanitas, ceea ce mă onorează și mă bucură foarte mult. N-aș vrea să uit să mulțumesc prietenilor mei care au citit textele mele și care m-au încurajat să public. Ștefanie Ritman, Otilie Șvarț, Anca Fezi, Aurora Iancu, ei sunt printre aceia și le sunt foarte recunoscătoare și lor. N-am să închei înainte să vă mulțumesc dumneavoastră tuturor că ați ascultat cu atâta răbdare ce am avut noi de spus aici și să vă invit la mesele de alături unde unii dintre autori vor da autograf. Vă doresc să vă bucurați de toate minunățiile pe care editura Humanitas le-a adus ca în fiecare an la acest târg. Mulțumim!